scuze și să știți că deși are o slujbă foarte serioasă și este foarte ocupat, totul își găsește timp să se ocupe și de poveștile romantice ale renilor. Tragem un pic pe dreapta să mai dăm un telefon. Tu ești Ariana? Da. Ce faci? Bine. Ai venit de la școală? Am venit de la țară. Ai fost la țară. Ce ai făcut la țară, draga mea? Eu am lucrat cu pisicile. Îți plac pisicile, bravo. Pe mult trinic. Și cum te joci pe el? Sau cum? Marimondul. La țară ai un cățeluș preferat? Renzi. Așa îl cheamă? Da, ala Nancy Clancy. Aha, e mare. Ah, ai ajuns o scrisorică la mine, să știi. Și scrie acolo că ai o surioară, nu? Aurora Maria, dar aici un scrisorică îmi spune că tu ai grijă de ea, ești foarte atentă cu ea. Bravo! Dar mai scrie aici că se știe că ai dezordine în jucării, e adevărat? Nu, dar după aceea îmi place să mă scrie. Ce dorești tu de Crăciun să-ți aduc? Jucării sau orice? Fii atentă ce-ți spun acum. Trebuie să faci ordine ca să ai loc pentru anumile jucării. Aș vrea să-mi spui și mie un cântecel, o poezie. Nu să spun ce vreau eu, tata. În scena, în scene, s-au zis o neoană de te. Fântâna, ca din ce, zăbrane de roșii de ger. Nu vrei să-ți petrezi vacanța de iarnă? Nu prea știu. Nu ți-ai făcut încă programul. Eu cred că vei trece și pe la sare, că te așteaptă cățelușul ăla să te joci cu el și pisicuțele. Pisicuțele niciodată, doar câinii mei. Aha, sunt ai tăi? Uh-huh. Mulți? Da. Ia spune-mi, ce ai vrea tu acum cel mai mult și cel mai mult să primești de Crăciun? Un plec mai departe.